Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ședința CMC de astăzi, deciziile care au fost aprobate acolo și, evident, vorbim despre consecințele pe care urmează să le trăim fiecare dintre noi. Acestea, dar și alte aspecte, urmează să le abordăm împreună cu Anton Leațchi, consilier PSRM în CMC, bună seara și bine ați venit, și Victor Poliakov, consilier PSRM în CMC, bună seara și bine ați venit, domnule Poliakov. Bine v-am găsit. Domnule Leațchi, după evenimentele de astăzi în CMC, putem vorbi despre faptul că activitatea acestui organ destul de important pentru municipiul Chișinău a fost deblocată, pentru că am avut mai multe tentative de a întruni, de fapt, numărul necesar de consilieri pentru a adopta anumite decizii. Astăzi a fost deblocată situația? Deci astăzi, cum și la ședința precedentă, noi am încercat să alegem o persoană care este apolitică. În primul rând, și această persoană a fost găsită, deci numele Talmaci Adrian, nu este persoana care un membru a unui partid, în primul rând, și această candidatură a fost acceptată de toți colegii din CMC, în afară de liberalii care sunt contra deciziilor care primesc, fac socialiștii. Deci, la viitor, deci vedem deja acum și anul precedent când hotărârile CMC-ul au fost aprobate, deci au fost votate de către mulțimea consilierilor, dar nu au fost semnate. Deci această întrebare a fost pusă de către toți consilieri, către domnul Adrian, și domnul a spus că va fi semnate, pentru că dacă va fi legare, va fi semnate, deci ceea ce așteptăm de la domnul. Este un primul pas de deblocare activităților. Astăzi noi am lucrat fără, să vă spun încă o dată, deci fără Partidul Liberal, fără consilieri liberali, care trebuia să fie astăzi prezenți la ședință, pentru că un singur scop care au avut ei astăzi să fie prezenți, deci alegerea a șefilor alegerea primarilor, viceprimarilor de ramură, deci au două persoane, deci aceasta a fost scopul lor. Astăzi ședința a fost fără de chestiile de funciare și așa mai departe, deci astăzi ședința a petrecut în mod foarte normal, foarte obișnuit, fără careva zgomote de accente, deci și înlesniri de cuvinte. Deci noi am văzut o situație foarte clară și decizia astăzi a fost într-adevăr pentru chișinăuieni și pentru noi, socialiștii, foarte dură, pentru că ridicarea unui tarif este într-adevăr dur pentru și partidele. Dar decizia a fost aprobată și responsabilitatea care noi astăzi am făcut cu toate partidele care astăzi au votat este pe seama noastră. Domnule Poliakov, spuneți-ne, vă rog, astăzi făcea referire și domnul Leațchi, volens, nolens, de fapt a fost majorat prețul pentru gunoiul ce este evacuat din Chișinău și a fost găsit și acest compromis despre care am tot discutat și noi în cadrul emisiunilor Reflector Analitic, despre faptul că revine de fapt în vizor și va fi colectat acest gunoi la Țânțăreni. De ce? Avem în primul rând majorare de prețuri și într-al doilea rând, dacă Țânțăreniu este un proiect pe termen lung. Da, un pic așa, dacă îmi permiteți doar într-o minută, o preistorie. Da, poligonul la Țânțăreni a fost lansat încă în perioada sovietică, în anii 80, și activat până în anul 2005, atunci când, țineți minte, a fost un val de sugestii din partea locuitorilor din preajmă, precum că aduce un miros neplăcut și așa mai departe, s-au răsculat lumea. Și atunci primarul general, eu consider, dar la fel sunt convins că la fel consider și marea majoritate a chișinăuienilor, a făcut o greșeală foarte mare când a hotărât să ducă gunoiul la autosalubritate la mina din Purcel. De ce este o greșeală mare? În primul și în primul rând este vorba despre o catastrofă ecologică. Cunoașteți, nu a fost petrecută nicio inspecție de către Agenția Ecologică de Stat, nu a fost emisia vizii în acest sens de către ei. Deci fără de vreo permisiune, fără de a implementa ceva la partea de jos a acestei mine, nu s-a făcut nimic, așa s-a aruncat acolo gunoiul, în urma căruia acum vedem că după deja ani buni, locuitorii resimt asta pe pielea proprie. Și aceasta o spun nu eu sau încă cineva, ci o spun medicii în domeniu. Ei au petrecut analize, au făcut la careva studii și au depistat această chestie. În fine, cunoaște ce s-a petrecut acum câteva luni în urmă, iarăși s-au revoltat deja oamenii de la Bubuieci și s-au revoltat pe drept, în urma căruia a survenit o blocare a acestora
Întrări în mina Purcel, unde se depozitau deșeurile minajere. S-a ridicat un val de opinii negative vis-a-vis de acest fapt și în principiu chiar și locuitorii municipiului Chișinău îi susțineau pe deplin pe cei de la Buieci din simplu motiv că înțelegeau că situația este una catastrofală din punct de vedere ecologic. Și mai mult ca atât, locuitorii de la Ciocan, Andioște, o simțeau chiar și pe pielea proprie acest miros. În fine, a fost blocată situația și ați văzut ce urmări au avut pentru municipiu. Zile întregi nu a fost dus gunoiul din municipiu, în urma căruia s-a creat o epidemie deja în municipiu chiar. În fine, dacă să trecem însăși la prețuri. Da. Este nevoie de menționat primul factor, că după studiile realizate de BIRD, s-a analizat situația de la Țânțăreni, s-au propus mai multe situații de a debloca, problema și de a o de readuce acest poligon, în principiu poligon specializat pentru depozitarea deșeurilor minajere, dar blocat într-un moment dat de către locuitorii de Țânțăreni pentru faptul că aveau careva minusuri. Ok, acestea pot fi înlăturate. Cum anume? Trebuie, și nu vă da să mă zic colegul, da. Este nevoie de un set de acțiuni. Primul este instalarea unor mecanisme care ar în care ar curăți, da, filtratul acesta și aceasta tot costă bani. Noi asta înțelegem și înțelege oricare locuitor că investirea unor sume de bani într-un serviciu, dar și trebuie să ținem cont despre faptul că s-a marjat la fel și traseul parcurs, da? Dacă până la Buieți sunt câțiva kilometri, până la Țânțăreni sunt 39 până la 40 de kilometri. Deci iarăși adăugă tot. 3,65 lei, oricum este o majorare semnificativă pentru cetățenii noștri. Da, și înțelegem această chestie, dar trebuie să vedem câteva momente. Din start, viceprimarul domnul ministru Grozavu, când a venit să susțină proiectele decizie în Comisia Locativ-Comunală, inițial a fost propus majorarea până la 16 lei și ceva, 16,50 pare mi se, la care noi din start am spus un ferm nu, pentru simplu motiv că aveau să fie o majorare de 300%. Este ceva extraordinar, este fabulos, o sumă enormă de bani pe care evident cetățenii nu vor putea acoperi. S-au petrecut careva analize de către membrii Comisiei Locativ-Comunală, membrii fracțiunii noastre, s-au dat careva indicii asupra ce momente pot fi înlăturate, după care a doua oară ce a venit să susțină acest proiect în comisie, domnul ministru Grozavu s-a minimizat tariful până la, dacă nu greșesc, ceva era vorba despre 12 lei. În fine, iarăși am încercat să căutăm soluții, să vedem din ce surse noi putem micșora acest tarif. Și am pus o condiție fermă și clară în fața domnului viceprimar că atunci când va stabili acest preț să țină contul de câteva chestii. Nu poate fi majorat tariful pentru cei ce locuiesc la bloc mai mult de 10 lei. Este o chestie principală. Unul la mână, doi la mână. În mod obligatoriu trebuie să fie create condiții și să venim cu careva proiecte de reprimare a situației pentru locuitorii comunii Țânțăreni, dar și încă unui sat din preajma acestui depozit de deșeuri. La fel, în mod obligatoriu, trebuie să fie compensate. La fel, o condiție esențială pentru ca noi, fracțiunea PSRM, să votăm pentru acest proiect de decizie a fost ca familiile defavorizate din municipiul Chișinău să nu simtă pe pielea proprie majorarea acestor tarife. În ce mod? Simplu. Compensarea, iarăși, din partea autorităților executive a acestor majorări. Ce avem noi acum? Noi avem, într-adevăr, o majorare până la 9 lei și 25 de bani de la 5,60, dar unul la mână. 110.000 de locuitori a municipiului Chișinău sunt cei care constituie familii defavorizate. Ei nu vor simți, deoarece ei nu vor achita aceste surplusuri, ele vor fi compensate și deci vor simți doar pătura socială, pătura
cetățenilor care cât de cât mai au posibilitatea cumva să mai achite. Dar, iarăși repet, aceste modificări au survenit în baza unor cheltuieli extraordinare, dar și pentru ca să aducem țințăreniu, să-l aducem cât de cât la o normalitate, adică să fie deja după careva acest poligon să fie deja după careva criterii actuale de menținere a situației ecologice. Este o chestie foarte importantă care va bate orice care locuitor dacă noi nu avem să stabilim acum aceste tarife, da. Tarife. Domnul Leațchi, spuneți-ne, vă rog, vorbeați ceva mai devreme despre așa zisă supărare a colegilor liberale de astăzi din CMC. Acest lucru se datorează faptului că nu au fost susținute cele două candidaturi sau cele două propuneri a domnului primar Dorin Chertoacă pentru funcțiile de viceprimar? Deci, supărarea lor este și normal. Deci, când liberalii vin la lucru, noi vedem pe ordinea zilei chestiile funciare și numai funciare. Deci, apropo, ordinea zilei ședinței precedente a fost o mulțime de chestiuni a fost cu cazul funciar. Și, referitor, cunoaștem ce se face. Da. Astăzi noi am adoptat o altă ordine de zi, am adoptat fără participarea liberalilor și în chestia asta ei sunt și normal nemulțumiți pentru că sunt domeniile care vizează a tuturor cितățenilor orașul Chișinău. Ei spuneam că este o ședință ilegală. Deci, haideți să facem așa. Deci, atunci când este deschisă o ședință de către mulțimea colegilor noștri, deci consilieri, și este deschisă și, și nu este închisă, nu poate să fie introduce careva ordine suplimentară. Apropo, liberalii au venit cu două întrebări suplimentare, deci ca pentru alegerea noilor viceprimari. Ceea ce nu era în mod normal, pentru că ca să deschidem o nouă ședință și să punem întrebări supuse, este nevoie de a termina ordinea de zi, unde sunt și normal chestiile cu caracter ecologic, pentru că avem vreau să menționez o chestie. Deci dacă până astăzi nu ar fi fost adoptată decizia Consiliului Municipal Chișinău, ceea ce a fost referitor la gunoiște Țânțăreni și Bubuiești și așa mai departe, deci pe data de 6, problema ar fi reapărută iarăși pe străzile orașului și șobolanii care au fost iarăși va fi din nou pe străzile orașului. Da, apropo, dacă permiți o adăugire, chiar în ședință, când eram în ședința CMC de astăzi, domnul președinte a citit o notă informativă din partea locuitorului, sunt de o mulțime de locuitori din comunul Buibuieci, care a spus că dacă astăzi nu se hotărăște problema, în data de 6, noi iarăși blocăm situația și vom reveni la situația în care a fost. Cu mult mai atât, deci, care este jocul a liberarilor? Jocul este cu mult mai interesant. Deci, ei vor ca CMC-ul să respinge candidatura care ei propun, dar și primarul general, care este astăzi sub arest în domiciliu, să-și semneze decret prin care să-și numească în funcție, precum este schimbată legea privind statutul, să-și numească și să execute aceste funcții. Ceea ce nu este normal, pentru că ședința de astăzi a fost legală, ședința trecută a fost legală. Noi, cu mult mai atât, astăzi suntem... Eu mă mândresc de colegii noștri pentru că am deschis ședința aceasta mai devreme decât liberalii, pentru că dacă aș fi fost deschisă mai întârziu, nu cred că întrebările care sunt puse astăzi erau să fie discutate și colapsul care au fost cu deșeuri va fi întors. Această chestie este deservitor la colegii noștri. Dar readuc aminte că anul trecut, atunci când, într-adevăr, o mulțime de chestiuni importante pentru societatea, ca demersul Gamreschi și așa mai departe, noi am votat, a fost legal și a fost jocul politic liberalilor să nu participe la ședință, să schimbe domnului Didenco să fie la, să stea pe foaie de boală și să fie alte interlocutori. Deci, noi vedem că tot jocul politic este până la fine, astăzi noi am văzut că și domnul Didenco este dat demisie și liberalii astăzi sunt foarte tare indignați faptul că votul lor și dorința lor de a schimba ceva, schimba spre răutate, deci nu se... Dar inițial au fost propuse alte trei candidaturi pentru funcție de deci, în locul domnului Didenco. Noi din start am spus la toată lumea, deci noi dorim ca să fim un candidat apolitic, apartinic. Secretarul Consiliului, da. Și secretarul în momentul dat secretarul Consiliului este persoană apartinică.
Ea nu participă în partid. Cu mult mai atât, persoana cu tare a fost transferată de la sectorul Ciocana, pritură sectorul Ciocana, la de către domnul Didencu. Deci nu putem spune că este cineva persoană partinică, deci cineva ce ocupă careva postul în Partidul Socialiștilor. Cu mult mai atât, noi astăzi am votat pentru o persoană care tot este apartinică, care este într-adevăr, are o istorie foarte pozitivă și sperăm că o să fie o lucrare mult mai bună decât ceea ce a fost până ziua de astăzi. Când sute de proiecte stăteau sub masă, domnul primar sau domnului. Și dacă îmi permiteți o adăugire vis-a-vis de încercările liberalilor, de fapt a primarului general de a convoca ședința CMC, este o chestie foarte importantă să o înțeleagă toți telespectatorii. Unu, ședința Consiliului Municipal, care astăzi a avut loc, dar a început în ziua de 29 iunie, cererea a fost depusă cu mult mai devreme, cererea pe numele atât pe primarului general cât și a viceprimarului, pentru ca aceștia să ia o rezoluție, ceea ce ei nu au făcut-o. Deci nu ne-au spus nu. Ședința din 29 iunie au fost absolut toți consilieri în Consiliul Municipal Chișinău din toate fracțiunile și cei independenți, în afară de cei de la PL, în afară. A treilea moment, trebuie să înțelegem că fracțiunea PL sunt doar sunt o minoritate și al patrulea moment, trebuie să înțelegem, primarul este organul executiv, CMC-ul este organul deliberativ. Aceste două organe se bucură de o autonomie în activitatea sa. Despre ce autonomie noi putem vorbi atunci când marea majoritate a consilierilor spun noi vrem să chemăm ședința Consiliului Municipal Chișinău și primarul zice, da, mi-e tot tună și mi-e încode ce voi doriți, eu vreau asta. Nu este corect. Mai mult ca atât, ședința pe care a convocat-o primarul a fost convocată pe o dată mai târzie, ținând cont de faptul că în data de 29 iunie noi am deschis ședința Consiliului Municipal Chișinău, a fost întrunit quorumul, deci pentru a petrece legal această ședință, aceasta a luat start, automat oricare încercare a primarului general de a convoca oricare alte ședințe sunt ilegale din simplu motiv că ședința în cauză a început, pe care am deschis-o la inițiativa fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, aceasta s-a deschis și după cum a menționat și colegul meu, toate întrebările nu s-au epuizat din această ordine de zi și pentru ca această ordine de zi să fie încheiată, trebuie să fie epuizate, după care ea se încheie și poftim, dacă dorești să convoci o altă ședință, încearcă, dar odată ce este o ședință legal convocată și se petrece, este în desfășurare, atât timp nu poate fi convocată nicio altă ședință de nimeni absolut. Evident, nici de primar. Domnule Poliakov, eu vroiam de fapt să revenim la problema gunoiștilor. Potrivit datelor oficiale, zilnic din municipiul Chișinău sunt evacuate aproximativ 1300 de tone de deșeuri menajere. Haideți să deschidem parantezele și să rămânem în albea problemei respective. Țânțăreniu, ce capacitate are? O perioadă de câți ani ne este asigurată depozitarea? Pentru ca să nu se întâmple ca peste câțiva ani să revenim la aceeași problemă și să încercăm să identificăm o altă locație. Absolut corectă și firească întrebare. Într-adevăr, s-a gândit și asupra acestui fapt, deoarece din momentul când a fost deschisă și până în anul 2005 au fost depozitate aproximativ 19 milioane de tone de deșeuri menajere, ceea ce constituie aproximativ 40-45% din volumul total posibil de depozitare a deșeurilor la această acest poligon. S-au petrecut la fel careva studii și de către BIRD și specialiști la care noi am apelat au făcut studii și au analizat că dacă nu vor fi implementate nici o nouă generație de prelucrarea deșeurilor, de prelucrarea filtraților și așa mai departe, deci nu vor fi aplicate niciun nouă posibilitate de a prelucra aceste deșeuri, acest poligon ar avea posibilitatea doar până la vreo 20 de ani să asigure capacitatea pentru a depozita. Dar am ținut cont de acest fapt
Și pentru a prelungi acest termen de depozitare, da, și volumul acestui poligon, și, anume din această cauză și să proces la, la procurarea și achiziționarea echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deșeurile menajere. Acum se duc tentative și cu o companie locală, dar și eventual un parteneriat public-privat cu o companie de străinătate pentru prelucrarea, cu toate că, repet, avem, din câte eu înțeleg, în municipiu Chișinău doar o singură companie care se ocupă de da, aici o să ajungem să discutăm. Și dacă se se vor aplica toate aceste condiții la care noi am insistat, atunci dar capacitatea se mărește până la 50 de ani. Deci, cel puțin generația noastră, precis că nu va întâlni probleme cu unde să depozităm noi deșeurile în municipiul Chișinău, asta este. Deci, implementarea tuturor acestor chestiuni va asigura pe un termen îndelungat, până la 50 de ani. Domnule consilier, vorbim despre câteva condiții și, de fapt, documentul prevede, 1, alocarea banilor pentru lucrări de întărire a digului, pentru ca poligonul să poată fi exploatat și în continuare, și vorbim despre lucrări de iluminare a localității și îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Haideți să explicăm mai pe îndelete aceste aspecte. Ce urmează să se întâmple? 1. Sau 2. Deci, pentru singură decizie care a fost astăzi sub numărul 3, cu privire la alocarea mijloacelor bugetare pentru restabilirea activității poligonului de colectare de șeuri solide pe teritoriul comunii Țânțăreni. Cum am spus și anterior la emisiunile dumneavoastră, noi am spus că Comisia Comunală Locativă a stabilit că poligonul de la Țânțăreni, într-adevăr, corespunde a tuturor normelor, ceea ce a fost spus de multe ori. De multe ori ne-am bătut alarma că poligonul și mina de la Purcel este într-adevăr poligonul care va merge spre creșterea bolilor și infecțiilor pentru locuitorii comunii Bubuieci. Deci, astăzi și noi am spus cu mult mai atât. Deci, în timp de 6 de ani care au activat mina de Purcel, primăria municipiului Chișinău nu a dat alocat niciun ban față de locatarii din comuna Țânțăreni. Astăzi, noi am făcut primele pași care sunt într-adevăr foarte serioase pentru a restabili relația între oamenii care trăiesc la Țânțăreni, deci comuna Țânțăreni, și cei care sunt trăiesc în Chișinău, care au ciocnit cu problema gunoiului, cu văzut cu ochii, și ce poate să întâmple. Deci, noi am alocat banii bugetari pentru 17.300.000 de lei pentru achiziționarea echipamentului compact. Deci, din start, au fost 10 milioane, 6 milioane, au fost prețuri diferite. În urma studiului de fizibilitate, noi am stabilit că acest echipament nu trebuie să fie duș în partea alaltă, trebuie să fie staționar și apa care o să fie epurată trebuie să fie dusă în altă parte. Deci o să fie deja apă care se poate de folosit în diferite chestiuni, deci se poate turnat în pământ. Mai departe, s-au acordat 12 milioane lei pentru proiectarea și inițierea lucrărilor de consolidare a digului, de ceea ce trebuie să fie de mult timp, de multe ori deja trebuie să fie întărit, ca să fie protejat, deci ca comuna Țânțăreni și Gunoiești. Ca o zonă de delimitare. Delimitare, corect. Și se acceptă o alocare finanță bugetară de sumă de 10 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii, pentru că locuitorii din Țânțăreni cereau de multe ori. Deci ca drumul de acces să fie construit din nou, ca să fie ocolit gunoiște de la Țânțăreni. Pentru că camioanele care zilnic aduc gunoi, au stricat drumul care a fost. Și drumul de acces spre Țânțăreni nu trebuie să meargă prin gunoiște, trebuie să fie drum de ocolire. Ceea ce ține cont de gunoiște trebuie să fie un drum direct de la Ciocană și spre Țânțăreni, ceea ce nu a fost până în momentul dat. Cu mult mai atât, decizia care a fost adoptată cu, dacă nu greșesc, 3 sau 4 luni în urmă, a fost pierdută de către secretarul CMC, domnul Didencu, și astăzi noi avem iarăși problemele. În total, aproximativ 40 de milioane de lei au fost alocate, da? Da. Dacă. În circa de 40 de milioane de lei. Aceasta este ceea ce primele etape, pentru că la momentul dat nu putem să alocăm mai mulți bani, pentru că, într-adevăr, înțelegem situația gravă financiară în municipiul Chișinău.
Și acești 40 de milioane s-ar putea să facem primele pași. Cu mult mai atât, pentru restabilirea activităților autosalubrității în la Țânțărin, trebuie tot necesitatea finanțelor publici. Pentru că poligonul a fost conservat, trebuie să fie iarăși lucrători, trebuie să înceapă lucru de... deci, lucruri care trebuie să fie într-adevăr de făcut. Referitor la, dacă îmi permiteți, două cuvinte la ridicarea prețului, deci, pentru că astăzi am ciocnit și cu mulți colegii mei care spuneau că într-adevăr v-ați ridicat prețuri, dar ce o să facă? Primă, că ce a spus domnul Poliakov, deci prețul va fi inițial pentru 103.000 de locuitori a orașului Chișinău care stau sub linie de... posibilitățile, dar și sumă de cifră de 5,60 lei de bani a fost adoptată de către decizia CMC în anul 2007 și a costat pentru, deci din care motive, deci fiecare locuitor, fiecare locuitor al orașului Chișinău, în timp de un an zvârli 2 metri cub de gunoi. Deci după aplicarea diferitorului procese, mecanisme. Da. Deci și pentru sector particular, 11,20 lei de bani. Acesta a fost în anul 2007. Astăzi noi suntem în anul 2017 și cu mult mai atât drumul de parcurs din Țânțăreni și Bubuieci este diferit. La Țânțăreni este 33,5 km, Bubuieci mai aproape. Atunci au fost procurate careva camioane, careva containere pentru gunoi. Astăzi, chestia este că întreprinderea autosalubrității iese în zero. Pentru noi, ca pentru partid politic, dacă îmi permiteți, este foarte dur să ridicăm acest tarif. Într-adevăr, foarte dur, dureros. Dar dacă această decizie nu ar fi fost adoptată, înseamnă că nimeni nu va pune o responsabilitate față de cetățenii cu posibile... Da, dar vorbim despre casele de înlocuit, unde am majorat cu 7,30 lei. Tariful actual este de 18,50 lei. Adică este o majorare relativ semnificativă în contextul în ceea ce spunea și domnul Poliakov. Da, în primul rând, deci majorarea care a fost cerută de către autosalubrate reală, care este într-adevăr după calculele contabile și după nu numai lor agențiilor de supraveghere, deci organul de supraveghere, a fost 18 lei pentru casele, pentru populație. Deci ceea ce noi am pus 9 lei. Ce este să ne cont despre casele particulare? Deci majoritatea caselor particulare nu au contracte cu autosalubritate. Și gunoiul care îi zvârli este împrăștiat în diferite locuri. În momentul dat, noi nu avem careva pârghii legale ca să le obligăm să le ochită contractul. Jumătate din casele participative nu au contracte. Dacă trecem aici la telecentru, unde casele sunt foarte frumoase, care au bani într-adevăr să achite pentru aceste chestii, nu au contracte. Da. Domnule Poliakov, probabil că cei care ne vizionează la această oră se întreabă, suntem siguri că iată de mâine sau când se va începe de fapt evacuarea deșeurilor la Țânțăreni, nu ne vom confrunta cu un nou protest al oamenilor de acolo? S-a negociat, avem o poziție, dacă vreți, a Consiliului Sătesc, pentru că citisem astăzi pe rețele de socializare, au existat unele știri potrivit cărea urmează să se întrunească și cei din Consiliul Local. Da. Acest conflict s-ar putea esca dacă noi aveam să omitem interesul locuitorilor comunei Țânțăriri. Însă nu a fost așa să fie și să mă repet un pic ce a zis colegul meu referitor la faptul că pentru locuitorii comunei Țânțăriri noi am prevăzut careva compensarea să zicem așa situații în care noi iarăși vom depozita deșeurile la Țânțăriri. Primul moment, camioanele deja nu o să treacă prin sat așa cum a fost până acum, ce va fi stabilit un drum care va ocoli satul și... Asta se înțeleg într-o perioadă relativ scurtă, da. De luni se va circula pe același traseu. La momentul de față, da, dar în scurt timp se va proceda la aceasta. Mai mult ca atât, este nevoie s-a discutat deja și cu locuitorii, dar cel mai important este că pentru acest poligon se vor implementa
careva mecanisme și echipament nou, care în mod normal va reduce cu mult situația de până acum. Și dacă până acum locuitorii, prima cauză din care pentru care băteau alarma este faptul că au avut un miros extraordinar, păi cu instalarea acestui echipament această problemă va fi înlăturată. Deci dacă noi vom implementa tot ce astăzi am luat, totul despre ce noi astăzi am luat act și am votat în Consiliul Municipal Chișinău, locuitorii comunității n-ar trebui să se revolte pe acest caz. Deci, iarăși repet, dacă vor fi instalate toate aceste, când vor fi instalate de fapt toate aceste echipamente de epurare a apei reziduale și a deșeurilor, dacă deșeurile se vor compacta și se vor sorta până a fi aruncate la poligon, atunci când se va implementa acest drum de ocolire, locuitorii comunii se vor simți în primul rând, ei vor vedea o atârnare normală față de sine. Deoarece până acum, repet, până atunci erau doar promisiuni că noi vom clarifica situația dumneavoastră, așteptați așa mai departe, după care ei s-au revoltat și au blocat accesul, eu vorbesc acum despre locuitorii Tânțărin, da. Și a fost deja depozitate la Bubuieci deșeurile, da? Nu i-au auzit, administrația publică locală pur și simplu nu a auzit doleanțele lor. Ei, de fapt, dacă toate aceste chestii ar fi fost implementate la timpul potrivit, îndeobște această situație nu avea să apară. Nu avea pur și simplu să apară. Din păcate, vedem cum a fost până acum. La momentul de față, noi am luat în considerație doleanțele cetățenilor, noi am înțeles ce ei vor de la administrația publică locală și prin adoptarea unor astfel de decizii, noi încercăm să readucem încrederea locuitorilor comunității în Țărieni vis-a-vis de administrația publică locală. Da, până ce încrederea în Consiliul Municipal Chișinău, în organul deliberativ al administrației publice locale, dar să sperăm că în curând va pleca deja oficial Dorin Chirtoacă, nu contează cum, prin referendum sau prin faptul că va fi tras la răspundere penală și după ce locuitorii municipiului Chișinău sper că vor face o alegere potrivită și în scaunul primarului se va instaura o persoană competentă, un tehnocrat, un manager bun, sper să fie întoarsă credere inclusiv și în executiv, în primar. Domnule Leanțchi, probabil și în cadrul acestui studiu o abordam problema fabricilor de prelucrare a deșeurilor. De ce? Cel puțin la nivel de discuții în CMC nu s-a regăsit acest aspect, pentru că problema este una interdependentă. Pe de o parte vorbim despre locațiile pentru depozitarea deșeurilor, pe de altă parte vorbim despre lipsa unei fabrici care ar putea într-un fel sau altul să mai ușureze din această povară. Deci atunci când ani în urmă a venit o companie străină pentru a deveni o companie care să prelucreze deșeuri solide în municipiul Chișinău, primul municipiul Chișinău a spus că nu dorim, nu știu ce, dar chestia care a fost într-adevăr este chestia de dorință de acum și cu parcările, dorință de a primi careva surse materiale. Despre asta mai mult cred că o să vorbească, trebuie să vadă ce ne-au, dar să se ocupe. Dar faptul că astăzi există o companie singură care se ocupă cu prelucrare, dar cu ce se ocupă? Prelucrarea plasticului, deci compania ABS. Deci astăzi compania care într-adevăr dispune de utilajul care poate să-și lucreze, lucrează numai o singură linie de sortare. Noi vedem containere care sunt instalate în municipiul Chișinău, dar prima, pentru ca să revină aceste companii, trebuie să avem două chestii. Prima, deci ca lumea, ca chișinăuienii să înțeleagă, și această problemă este întreaga Republica Moldova, să înțeleagă că problema gunoiului este foarte importantă. Nu, importantă e ceea ce noi am văzut astăzi cu ochii noștri. Deci ca plasticul și chestiile menajere trebuie să poate desortat din start, pentru că plasticul și sticla și hârtie noi putem să sortăm din start. A doilea moment, compania asta preia containerii care sunt cu sticlă, hârtie și așa plastic și asta se prelucrează. Sticla aparte, chestiile astea aparte. Dar dacă o să fie dorință și o să fie să spunem dorință politică, în primul rând, da, să deschidă
activitatea, deci se deschide toate liniile de sortare a gunoiului, atunci noi vom avea mai puțin de 30-40% din gunoiul din start, ceea ce o să fie. Chestia asta, plus la moment dat la Țințenii activează o companie care e biogaz, prelucrează și face energie electrică. Deci, în Europa, în țările europene, sunt aceste deșeuri menajere sunt într-adevăr prelucrate, pentru că și este și metal, și plastic, și așa mai departe, și le se poate să fie vândute. Cu mult mai atât, noi vedem în multe magazine europene, deci ai venit cu sticla din plastic în magazin, ai pus-o, ai primit careva bani cash înapoi. Chestiile astea sunt pregătite astăzi în Parlamentul, în Guvernul, cu diferite ONG-urile, dar pentru implementarea lor trebuie să cu mult mai multe eforturi. Efortul care astăzi au fost într-adevăr făcute de către consilierii CMC este prima etapă care trebuie să fie implementată. Orice strategie, orice chestie trebuie să fie implementată cu pași. Primul pas, redeschiderea poligonului de la Țânțăreni, care într-adevăr corespunde normelor și standardelor. A doilea moment, evacuarea apelor care într-adevăr poluează poligonul de la mina de la Purcel, pentru că într-adevăr apele din subsol sunt într-adevăr foarte dăunătoare pentru oamenii. Doilea moment, deci compensare, careva compensare pentru locuitorii Țânțăreni. A treilea moment, deschiderea fabricii de prelucrare cu posibilități mai înalte și se face ceea ce s-ar putea de făcut în anul curent. Și în anul viitor, deci să fie deja pentru mai multe agenții economici care doresc să vină pe piața deșeuri din Republica Moldova, pentru că uitați-vă atent, există și Bălți, există și alte raioane și orașe ale Republicii Moldova care într-adevăr sunt afectați de problema gunoiului. Ca apropo, prețul la evacuarea deșeurilor pentru Chișinăuiei nu este atât de mare. Sunt orașele unde prețul la evacuarea unui metru evacuarea deșeurilor sunt cu mult mai mare. Deci dacă astăzi în Moldova este, în Chișinău este 56 lei pentru metru cub, în alte, ca la Bălți, este prețul dublu deja astăzi. Pentru că noi ăștia aparține, am înțeles că cuiva este da. Un rider. Despre chestiile astea... Domnule consilier, eu vroiam, de fapt, să mai discutăm un aspect. Vorbim despre faptul că au fost alocate aceste 40 de milioane. Până la urmă, iarăși telespectatorii și fiecare om se întreabă, se vor mai găsi, nu știu, zic o cifră arbitrară și eu, cel puțin 20 de milioane, ca să punem baza unei viitoare fabrici la Chișinău? Sau Chișinăul se află într-o pană financiară și asta nu e posibil? Deci chestia cu prelucrarea deșeuri, într-adevăr, în toată lumea este, sunt companiile care se ocupă cu chestia asta. Ca să facem o chestie din municipiu, să nu inventăm roata, trebuie să facem o tender, o licitație pentru companiile care doresc să-și prelucreze acest gunoi. Nu numai în Chișinău trebuie să fie aceste companii instituite, și la Bălți, și la alte orașe. Deci astăzi avem o companie ABS care prelucrează plastic și poate să facă sortarea deșeurilor. Dar, în primul și primul rând am spus că trebuie să fie dorință politică pentru această chestie. Asta e foarte important. Domnule Poliakov, haideți să punem în abordare și un alt aspect. Chișinău, dar și suburbiile. Ce se întâmplă acolo? Avem gunoiuri neautorizate. Este cineva cu ochiul pe ele? Urmează să fie lichidate? Urmează să fie întreprinse careva măsuri? Sau încercăm a soluționa problema mai întâi în capitală și după aceea în suburbii? De fapt, ceea ce ține de colectarea deșeurilor, din câte eu știu, și multe suburbii, la fel, sunt antrenate în acest proces. Deci se colectează până acum la Bubuieci, Mina Purcel, și deja să sperăm că cu piciorul drept deja va fi redeschisă poligonul de la Țânțăreni și deșeurile vor fi depozate și acolo. Dar cunoaștem că, de fapt, în alte suburbii există această problemă. Și, dar de ce există? Trebuie să înțelegem că marea majoritate, totuși, a locuitorilor suburbiilor trăiesc în casă la pământ. Privat. Da, da. Și cum a menționat colegul
cum a menționat colegul, marea majoritate din ei elementar nu au încheiat raporturi contractuale cu instituții specializate la noi municipiu, cu autosolubilitate, pentru a evacua deșeurile menajere, ceea ce consider eu că este o problemă, dar cum a menționat și colegul, nu poate să impună, din păcate, până la momentul de față, să impună regia autosolubilitate să încheie contract pentru evacuarea deșeurilor menajere. Cred că această problemă trebuie să fie abordată inclusiv și de organul executiv al statului. Da, domnule, că interveniți. Cu mult mai atât. Deci atunci, în momentul în care domnul primar a acceptat să existe mina de la Purcel, și aceasta noi cunoaștem toți că este temporară, da, și au activat 6 ani de zile, noi am avut nașterea amicilor gunoștilor de la Suburbii. Da. Aceasta trebuie să fie să fie cine se ocupe cu primarul și așa mai departe. Asta e problema. Domnule Poliakov, scurt, în 30 secunde, urmează ca această fabrică de prelucrare să prindă contur sau ține de un proiect de perspectivă pe care trebuie să îl aibă în vizor CMC-ul? Nu, dacă este să vorbim despre achiziționarea echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deșeurile menajere, da, păi, cu decizia adoptată astăzi în Consiliul Municipal Chișinău, deja sunt eliberați acești bani, urmează să se petreacă achiziție publică la care se va procura acest echipament și se va instala. Deci nu este vorba despre 10-20 de ani, este vorba despre viitorul apropiat. Și iată, astăzi, prin adoptarea unei astfel de decizii, s-a făcut primul pas în acest sens. Banii sunt, pot să spui, alocați, urmează deja doar să cumpărăm, să instalăm și asta este totul. Dar fabrică? Construim? Sau nu? Da, aici deja ar trebui și eu consider că nu trebuie lăsat pe un termen foarte îndelungat și avem mecanisme, este vorba despre o voință politică. Fie asta un parteneriat public-privat în domeniu, fie asta un ajutor material din partea investitorilor străini sau un credit, mecanisme sunt, este important să ai o voință politică și să purcezi la clarificarea acestei probleme. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru punctele de vedere pe care le-ați exprimat în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflectorul Analitic. Am vorbit despre activitatea CMC-ului, despre gunoiștile autorizate, despre țânțăreni și tot ce ține de fapt de această problemă. Rămâneți cu alături de Accent TV și rămâneți cu ochii pe noi. O seară bună!